Hello, mă numesc Fenomen și bine ați venit la un video cu acest clovnuleț. Deci ăsta probabil te întrebe să cui casa, păi, de ce să nu ieșim? Și de ce bagă radio te cui la te întreb? Pentru că așa vrea toată lumea, hm? Ok, să ieșim. Și, oh shit, este al meu. Uitați puta pe casă. Ar trebui să întreb dacă există puta pe ăsta, e level 10. Și uitați, pământul ăsta e foarte fericit că are casa asta. Și de ce am... Și uite-l de... Și sunt vecin cu power. Dă-te mare power. Dă-te mare power. Deci, fostul proprietar cred că a intrat online după ce am luat casa la licitație. Pur și simplu, a avut mașinile astea toate parcate și eu trebuie și nu știu dacă, acum nu știu dacă le-a scos, dar le-am parcat aici, știi, că sunt aici. Da, și sunt în taronul în care, dacă vreți, vă dau, o să fac și un mic video. De fapt, nu chiar un mic video, spre tot acest video și cu, adică, dacă ați citit titlul, știți că o să descrie averea mea pe Samp, pe Jade și Ruby, evident. Deci, vedeți, sunt casa 174, dacă vreți dați rent și, și aveți șansă să vă plimbați cu un Vortex. Deci, posibil event, nu știu. Și pe stați, puteți vedea, am 41 de ore. Număr farmer de astea. Și eu asta nu știu ce vrea să fac. Am putea să fac ca să uită la cineva la mine, ca bani. Deci am 10 ca în banca. Nu am avut, bine, n-am apartament, dar cred că se poate vinde. Este cam cât ar avea un apartament, acum, dacă ați fost atenți, a fost un update cu casele. Ceea ce înseamnă că la case putem să ne băgăm o casă VIP sau premium. Deci ceva, adică eu sunt pe cu power. Power, m-a pus Gucci în picioare, dă-te mauri, power. Da, mă rog, deci, evident, am dat bitca mult, la multe case, am vrut să iau la lăsă, adică am avut șansa și cu una Big Dark, a cerut mult. Adică n-aveam, cât aveam, am avut vreo 40 ca acasă să dau bid, la o casă, măcar să am casă, știi, adică la... Nu știu, probabil mă întrebați cât e ea la payday, mă ia vreo 15k. Cel puțin la medium, la big cred că o să fie 20 sau mai mult, habar n-am. Deci, evident, ăsta e casa mea. Mașina am doar elegantul care l-am de ceva timp, vreo 3, nu știu, Vortex-ul care cred că e de o săptămână. De fapt, hai să vedem cât are Vortex-ul. Aproape o săptămână, 6 zile. Și dacă vreți, dați rent și puteți avea să vă plimbați cu un pic cu Vortex-ul ăsta foarte sexy. Deci da. Deci cam atât ar fi. Și mai am alte skin-uri, ăsta e luat de la Get Gift. Adică am stat până la 10 seara să fac aia și uite și ce puțin. Este fața unui Brutus, este gata să vă facă orice casă plută. Ok, deci cam atât ar fi și cu asta, adică nu prea am nimic, n-am nimic, așa că o să ne mutăm pe Ruby. Oh, lumanele, da, imediat am sau de linie, ok, o să ieșim. Și sunt pe skin-ul de gruiu. Și puteți vedea, nu sunt. Și asta nu-i casa mea, că așa am numai level 8, ce... Pentru că ce logic asta? Că în primul rând n-am intrat de contul ăsta de mult pe Ruby. Cam de mult. Adică numai level 8 și ca bănuți. Am 3,6 caca în bancă și 2 caca în mână. Și puține, dar de cred nu știu cam mult, am fost mai în pizza aur. Și asta a fost... Și mereu, adică am stat mult și hai să vedem ce am aici. Am luat bani și un burrito, care îs chiar aici. Avem aici, avem acea imatriculare a rămas și Jade.
Deci, da. Dar n-am mult tip, ok, ceva. Deci, ce o să facem este că o să ne ducem la locul unde este Giftbox, da. Și m-am puțin de benzină, ce-am pui de acolo, da, n-am gram. Adică n-am multe kilometri și dacă, și dacă vreți să mă vedeți, mă găsiți, bine, o să fiu numai pe J. Posibil pe Robi, habar n-am. Deci mă vedeți, deci știți voi unde sunt, sunt aici. Și ăsta a ieșit, sușpul, ok. Deci ăsta e... Nu uite rămâne powerboard. Ok, și asta nu știu ce vreau să fac, frate. Stai așa, hai să vorbim cu ăsta? Nu, lasă. Oricum ne aveam treabă. A, da, mă rog, deci... Deci ăsta e mașină, deci ăsta e buri, slamvanul. În caz dacă ați văzut buretul, în caz nu știa asta, am un hit pe el. Da. Am un hit pe el. Pe el, pe el. Deci o să, acum o să-mi bag... Și... Din nou trebuie să fac asta, o să dăm full. Deci, n-am intrat pe contul ăsta, cred că înainte de, cred că ultima dată a fost înainte de deschiderea de Jade. Ultima dată și pur și simplu am ieșit și n-am mai intrat. După acea zi am pur și simplu lăsat contul ăsta. Adică nu are facțiune, nu este pe, într-o facțiune, dar poate să intre. În caz dacă sunteți ceva. Uite, e level 2, 69, wow, 69 este pe cea mai bună poziție, ok. Deci, ne ducem. Adică știi ce are misiune? Hai, adică le-aș face, dar nu, nu, deci, adică, din nou, nu mai stau pe contul ăsta, dacă vreți, vă dau pe 25 de lei, PSF, dacă vreți, nu țepar, pentru că vă dau, că dau dovadă și, și astfel contul ăsta va fi rip de către KN. Ne ducem acum la, ne ducem acum la, la gift box să vedem cine pică. Adică n-are kilometri mulți, legăm toate în 166, asta numai 558 și 59. Din nou, dar e mai mult pentru, a, n-are hidraulice, nu, cred că avea. Deci, cu atâta ar avea, adică n-am multă avere, adică e slabă totuși, dar din nou, din nou, nu am fost, dar la lucru puteam, dacă ați observat, este că... A, da, și Aplitul a constat și în casa asta. A fost ieri apte și a băgat luxul ăsta de casă, care probabil o să fie peste 3 KKK. Sau 3 miliarde, sau peste 3 miliarde de dolari puși pe, numai pentru casa asta. Nu doar ca zici că e lux, dar zici că e direct, nu știu. Nu știu la ce ar putea să însemne, dar este cel mai șmecheră. Doar când am bani pentru ei, dar mereu, da, mereu am stat numai pe Jade. Deci nu știu cât o să fie pe Jade. Plus, dar cam asta ar fi cu averea așa. Adică nu am multă avere, totuși, adică am stat așa să fac level mai mult. Am 5.024, dacă stăteam, dacă rămâneam pe Rubin, puteam să fiu într-o facțiune acum. Ok, hai să vedem cine pică pe gift. Oh, James. Yes, mereu ești. Oh, mamă, frate, am dat. Ok, deci să vedem cine putem, ce, câte gemuri avem, 239. Deci n-am avut gemuri. What the hell? Ah, da, că n-am. E pe level ăsta. Dar nu știu când a fost prima. Oh, fuck. Deci, cam asta a fost. Și cu averea, i-a fost fenomen. La revedere!